Armata rusă a lansat din nou 7 rachete în regiunea Odessa. În discursul său zilnic, Zelenski a descris atacul printr-un singur cuvânt: teroare. Дешеві і непрості ракети. Росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле і непрацююча ферма, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу. Це просто терор. Prima doamna Ucrainei se află în Statele Unite în aceste zile. Olena Zelenska a fost primită de Joe și Jill Biden la Casa Albă ieri. Prima doamna a Statelor Unite ale Americii și-a reamintit vizita ei în Ucraina și trăirile cu care a plecat după ce a făcut cunoștință cu atât de mulți refugiați, mame și copii. Nu poți intra într-o zonă de război și să te întorci fără să simți tristețea și durerea oamenilor, spune ea. And so I came back and I talked to my team, and I think you received my letter. Yes. About what we're doing to help with mental health for the mothers and the children who have really, you know, suffered such tragedy. Înainte de întâlnirea de la Casa Albă, Olena a acceptat un premiu pentru drepturile omului în numele poporului ucrainean, în semn de recunoștință pentru lupta împotriva invaziei Rusiei. Astăzi, Zelenska se va adresa membrilor Congresului într-o sală de la Capitoliu.